Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la emisiunea Alege să învingi. Doamnelor și domnilor, iată-ne ajunși în sfârșit într-o perioadă minunată, atât de frumoasă, a sărbătorilor, a Crăciunului, a nașterii Domnului. Pentru început, după cum observați, ne aflăm într-un decor foarte frumos, pentru că acest decor aparține emisiunii Ne vedem la 5 cu Dorina. Dorina Roman, colega mea și prietena mea, m-a invitat să facem această emisiune aici, în decorul emisiunii ei, un decor foarte frumos. Prin urmare, vreau să mulțumesc agenției Casa de Piatră din Brașov pentru decorul emisiunii pe care l-a oferit televiziunii TVS pentru emisiunea Ne vedem la 5 și iată că și pentru emisiunea Alege să învingi. Doamnelor și domnilor, în această seară, în această săptămână, aș vrea să vă invit la o sărbătoare a colindului. Este adevărat că în această perioadă se cântă colinde, este minunat. Tocmai de aceea am invitat un tânăr minunat, un tânăr care mie mi-este foarte drag, pe care îl cunosc încă din copilărie și iată că drumurile noastre s-au reîntâlnit. Este un tânăr din Făgăraș, pe care se numește Gheorghe Malene. Este profesor la seminar, profesor doctor la seminarul de teologic, nu, la liceul teologic, liceul teologic Constantin Brâncoveanu din Făgăraș. Bine ai venit. Am vrut să-i spun domnule profesor, dar nu vine. O să-i spun cum îi spun Gigi, bine ai venit în emisiunea mea. Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Onoarea este de partea mea. Vreau să vă spun că a fost foarte prompt, doamnelor și domnilor. L-am rugat să vină în emisiune și mi-a făcut această bucurie mare. A fost atât de prompt, a zis da, o să vin. Și a venit de la Făgăraș acum câteva minute și iată-ne în fața dumneavoastră. De ce spun că este un tânăr minunat? Îl cunosc, cum am mai spus, din copilărie. Făceam unele sărbători împreună. Și îl cunosc încă de când era la seminarul teologic din Alba Iulia. De la noi din Făgăraș era așa o gașcă de băieți care au dat la seminarul teologic din Alba Iulia. Pe atunci nu existau atâtea seminarii. Exista cel de la Alba Iulia, nu? Gigi, care era? Alba Iulia, Cluj-Napoca. Sibiu. Sibiu nu era facultatea. Alba Iulia, Cluj-Napoca, București, Iași. Așa. Cele mai reprezentative. Da. Și era un grup mare, grup destul de mare. Câți erați din Făgăraș? Erați vreo 6, 7, cât? Chiar 8, cred. 8, nu-i așa? Da. Așa. Și când așteptam să vină și la noi la colindat, pentru că un membru din familia mea făcea parte din acest cor, și mai precis fratele meu. Și abia așteptam să vină să ne cânte. Și erau în fața ușii, adică la bloc, urcau și de pe scări începea să cânte. Vă dați seama, 8 voci de bărbați puternice. Era o bucurie, da, o bucurie pentru tot blocul, pentru că toți îi așteptau, după cât am aflat ulterior. Ce ai mai făcut, Gigi, de atunci, de la seminarul teologic de la Alba Iulia? Ai ajuns profesor doctor. Sunt multe de spus, este un drum lung. Sigur că orice lucru pe care îl faci cu mare seriozitate îți ia foarte mult timp și foarte multă dăruire. Eu îmbină teologia cu arta și arta cu teologia, adică încerc să mă raportez și la Dumnezeu, dar și la societate, prin a propovădui frumosul și ceea ce este plăcut și ceea ce este bine pentru societatea noastră, bulversată de altfel de atâtea și atâtea neajunsuri. Să te întreb,
Deci ai terminat facultatea? Am absolvit seminarul teologic de la Alba Iulia, locul în care am dobândit primele cunoștințe de teologie cu distinșii noștri profesori, oameni excepționali despre care mi-aduc și eu aminte și cred că și colegii mei, de valoarea lor, de ceea ce au zidit la temelia educației noastre și le suntem recunoscători. Apoi am pășit către Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, așa, unde am continuat studiile în teologie. De asemenea, am întâlnit oameni deosebiți, oameni foarte atașați de ceea ce însemnează tânărul teolog, oameni care ne-au îndrumat atât pentru viața noastră de zi cu zi, cât și ne-au îndrumat și în cele ale teologiei, ale cunoașterii lui Dumnezeu, ale desfășurării acestei taine minunate care este Dumnezeu, Creatorul Universului și al Pământului. Aici, la această facultate, ai urmat și masterul și doctoratul, da? Da, în 2002 am absolvit Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca. În anul următor am absolvit și studiile de masterat. Și doctoratul cu ce lucrare ți-ai dat? Da, în 2005 m-am înscris la doctorat, tot în teologie, cu lucrarea Muzica bisericească în Ținutul Făgărașului. De ce acest titlu? Pentru faptul că eu, fiind făgărășan, sigur că am vrut să construiesc ceva și pentru zona noastră și am vrut să studiez mai mult această zonă care a fost vitregită de-a lungul vremii și despre care s-a scris mai puțin. Și ce ți-a oferit Țara Făgărașului? Pot să spun că Țara Făgărașului mi-a oferit totul, pentru că este o zonă etnofolclorică bogată, este o zonă cu oameni de mare caracter și oameni religioși pe care privindu-i am reușit să-mi alcătuiesc tot ceea ce îmi trebuia pentru studiile mele. O lucrare de doctorat nu se alcătuiește foarte simplu și nu se alcătuiește de unul singur. Prin urmare, am mers la foarte mulți cântăreți din Țara Făgărașului, pe care i-am înregistrat, a căror cântări au fost puse pe note și apoi analizate din punct de vedere muzical. Și aceasta a constituit, să zicem așa, greutatea sau originalitatea lucrării mele de doctorat. Am înțeles. Și asta a însemnat că ai și cules folclor? Am cules și folclor, dar am cules și muzică bisericească. De folclor se ocupă foarte multă lume, dar de muzică bisericească sunt prea puțini cei care cercetează acest domeniu. Așa ai făcut și cu colindul. Tot la fel, ai... Da, în drumurile mele sigur că am cules și colindele tradiționale fiecărui sat. Chiar am reușit să le imprim pe un CD audio pe care l-am realizat împreună cu câțiva soliști. Colinde, care sunt aici? Da. Haideți, cu câțiva soliști de muzică populară, cei mai reprezentativi din Țara Făgărașului. Asta? Da, se numește Dumnezeu de la început. Prin acest CD am reușit să aducem în fața telespectatorilor. Deci, prin acest CD am reușit să aducem în fața făgărășenilor și nu numai cele mai reprezentative colinde ale satelor noastre făgărășene. Trebuie să și spunem că interpreți Mariana Șandru, Gheorghe Malene, Mioara Greavu, Cătălin Călbează, Mioara Marinca, Marius Lupu, Viorica Cerbu, Flaviu Florea, Mirela Pascu, tot nume și nume sunt. Nume și nume, da. Dumnezeu de la început, florile da. No!
Cui cere cu numița florile, flori de albe de măr, ia din greu la blestemă. Luna te curăța, florile, flori de albe de măr, curăța cu albe de măr, să fie doamnă sănătoasă, florile, flori de albe de măr, cum ești albă și frumoasă. Mă bucur foarte mult că am reușit, vedeți, acesta este un efect secundar al colindei, de a-i aduna pe toți acești soliști care au fiecare prestigiul lor și orgoliul lor și de a se aduna cu toții și a-l colinda pe Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că colinda, să știți că nu se prea interpretează de una singură, ci ea se interpretează mai mult încet, de tineri, de adulți. Am înțeles. Dar haideți să vedem, că, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun ceva, o bucurie a mea, că acest... Ce caut eu? Cum îmi aleg invitații? Îmi aleg invitații în funcție de ceea ce au realizat, în funcție de pasiunea lor. Dacă au făcut, dacă ceea ce fac din suflet și, sau dacă au un obstacol, cum au reușit să-l depășească. Așa și cu profesorul Gheorghe Malene. M-a impresionat, nu pentru că îl cunosc, nu pentru că te cunosc, ci pentru că ai făcut ceva, pentru că faci ceva, pentru că ești pasionat. Și iată că, doamnelor și domnilor, profesorul Gheorghe Malene este pasionat de a dărui bucurie, de a dărui din talentul lui și altora. Prin